Mănăstirea Sfânta Ana Rohia, așa cum se poate constata din istoricul ei, este un loc ales de Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Atmosfera și spațiu, pădurea și stânca pe care este așezată mănăstirea, sunt locuri preferate de Dumnezeu. De aceea a fost posibilă evoluția în timp, într-un timp scurt, a acestei sfinte mănăstiri până la înfățișarea pe care o are astăzi. Pe parcursul celor 80 de ani de existență, mănăstirea a fost un loc de atracție pentru toți credincioșii de religie ortodoxă, dar nu numai. Pentru că aici sunt impresionați toți cei care parcurg drumul de jos până sus, sigur că acum îl parcurgem cu mașina, dar cu ani în urmă se parcurgea pe jos, sunt impresionați făcând acest drum și ajungând în mijlocul pădurii și găsind aici o oază de liniște. O impresionantă așezare monahală care poate, așa cum este ea acum, poate să stea în aceeași societate a mănăstirilor ctitorii voievodale. Lucrurile care s-au întâmplat aici de-a lungul celor 8 decenii de existență arată și ele faptul că mănăstirea este dorită, voită de Dumnezeu și că foarte mulți oameni și-au găsit mângâiere și împlinirea dorinților aici. Foarte mulți oameni au trăit adevărate miracole nemărturisite, pentru că în Biserica Ortodoxă miracolele nu se fac publice. Este o taină a lui Dumnezeu cu omul și în momentul în care faci publică o minune, deja ea își pierde din valoare. Mulți oameni au trăit astfel de minuni, vindecări miraculoase, fața icoanei Maicii Domnului, făcătoare de minuni de aici, și în fața stâncii alese de Dumnezeu pe care s-a zidit mănăstirea. Eu îmi place să-i spun că e muntele cel sfânt. Rohia este muntele cel sfânt care s-a sfințit de-a lungul anilor și prin pelerinajul sutelor de mii de credincioși care au trecut pe aici. El dintr-un început a fost ales și sfânt și sfințirea lui a continuat prin toate ofrandele pe care le-au dus credincioșii, prin toate rugăciunile pe care le-au făcut, jertfa de a ajunge până aici și îngenunchierile pe care le-au făcut. De altfel, se vorbește mult, mai ales pe media, că există anumite icoane făcătoare de minuni care plâng, care lăcrimează, cu lacrimi de mir. Eu am spus credincioșilor într-una din cuvântările mele că Ortodoxia nu aleargă după astfel de miracole. Pentru că în Ortodoxie miracolul se petrece invers. Și anume, dacă o mamă plânge în fața icoanei pentru suferința pe care o are un copil bolnav sau un soț bolnav sau un copil plecat departe și plânge în dialog cu icoana Maicii Domnului, nu mai trebuie să plângă icoana. E mai mare minunea care s-a petrecut în inima omului decât că ar plânge o icoană care până la urmă e făcută din material fizic. Și astfel de minuni se petrec nenumărate. O minune este și evoluția vieții monahale aici. În 59, după câteva încercări de a pune viața monahală pe o linie firească și după rânduiala monahismului răsăritean, Preasfințitul Iustinian, între 44 și 73, reușind să facă câteva lucruri frumoase, și ar fi fost foarte bine dacă n-ar fi existat acel 1959, în care ucenicii Preasfințitului au fost alungați cu toții afară și a fost
lăturați din mănăstiri și a rămas doar dânsul singur. Dacă ar fi rămas toți acești ucenici pe care i-a avut Preasfințitul, astăzi ar fi părinți îmbunătățiți, mari părinți în vârstă, adevărați duhovnici care ar fi putut să stea la dispoziția tinerei generații să îi crească. În 90, când am venit, eu m-am confruntat cu această situație pe care am preluat-o din mers și, neavând părinți, decât pe Dumnezeu și pe Sfinții Părinți, am pornit noi la drum cu părinții care sunt acum. Eu eram foarte tânăr, aveam doar 27 de ani, ei și mai tineri, unii sub 20, alții ceva peste 20, și am pornit la drum cu entuziasmul tinereții și cu dorința de a așeza și rohia în rândul mănăstirilor de tradiție din România și din lumea ortodoxă. Am avut și mâhniri, dar cele mai multe au fost împliniri. Faptul că bisericuța mama, bisericuța bătrână, care ne-a primit și ne-a crescut pe noi și în care s-au adunat lacrimile și rugăciunile atâtor zeci de mii și sute de mii de credincioși, s-a înnoit deja și în înnoire înțeleg rectitorire, pentru că ea nu rezista mai mult decât a rezistat 70 de ani. La 70 de ani exact am început desfacerea ei, am desfăcut-o și tot ce am putut recupera noi din ea, părinții au desfăcut-o, tot ce am putut recupera din ea, am așezat în cea nouă. Faptul că mănăstirea s-a rectitorit, s-a renoit, că are la primul nivel o catacombă, care de fapt este biserica, prima biserică, putem socoti prima biserică mănăstirii, că acolo s-au introdus materialele și că acum se înalță spre Dumnezeu crucea patronând văzduh și luându-se la întrecere cu pădurea și cu munții, este tot un miracol. Obștea de acum, care eu i-am încredințat acum mănăstirea și purtarea de grijă și continuarea lucrărilor mai departe, eu având și alte ascultări în biserică, obștea de acum e o obște care s-a format aici, trăind evoluția mănăstirii în mod firesc și responsabil. Și ei acum îmi fac bucuria că nu mai trebuie să port pe umeri crucea coordonării și a administrării mănăstirii, ci doar un patronaj spiritual le acord eu lor și un sfat și o povață și observație când este cazul, dar mănăstirea este pe drumul cel bun. Are o obște tânără, aproape 20 de vețuitori și zic eu că poate că și ăsta e un semn, faptul că ea a fost întemeiată în memoria acestei fetițe, niciodată călugării n-au îmbătrânit aici, nu știu ce s-a întâmplat. Este și acesta poate un lucru miraculos. Dar Dumnezeu le descifrează în timp și noi le înțelegem mult mai târziu. Marile praznice și marile sărbători sunt podoaba cea mai de preț a mănăstirii, pentru că Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că cea mai frumoasă biserică este cea plină de credincioși. Oricât de frumoasă ar fi, capodoperă să fie din piatră și din aur și mozaic poleită, dacă n-am avea credincioși, ar rămâne muzeu și ar fi fără valoare, fără suflet. Ori Dumnezeu este cu noi și prin liturghie și prin slujire, prin dăruire, și pentru că ortodoxia este slujitoare și mărturisitoare, nu am trecut și am rezistat în cei 50 de ani de comunism prin credință, adică a fost o rezistență prin credință în cei 50 de ani și am ieșit așa cum am ieșit, datorăm și la astfel de locuri și slujitorilor bisericii noastre și acum nu putem decât să-i mulțumim lui Dumnezeu fără să ne mândrim, să-i mulțumim cu recunoștință că avem la sânul bisericii pe toți fiii neamului nostru românesc și în această parte de țară rohia este maica mănăstirilor, așa îi spunem. Acum avem 24 de mănăstiri și 7 schituri. Rohia este mama mănăstirilor pentru că este cea mai duhovnicească mănăstire, chiar dacă cele de măicuțe din punct de vedere administrativ au evoluat impresionant și sunt foarte frumoase și poate că mult mai armonioase în arhitectură și în prestanță, rohia rămâne, din punct de vedere duhovnicesc, o flacără de foc.
o lumânare de înviere aici pe stâncă. De altfel, biserica de zid și biserica de lemn sunt ca două lumânări de înviere aici pe aceste stâncile lui Dumnezeu, ca meteorele din Grecia.